Avem emoții, avem un gol în stomac. Asta este prima încăpere în care intrăm. Arată ca în Titanic. Dar ce cameră! Pam, pam, am găsit bufetul. Ne mișcăm puțin acum, sunt câteva valuri. Fica Ion, trage televizorul mai în dreapta, că nu văd bine. Se mișcă masa puțin, scaunul. Doamne, deci în 30 de minute am mâncat aproape. Ce o să fac atâtea zile? Unde mă duc? Cât am plătit noi pe această croazieră? Sometimes I feel good, sometimes I feel you. Salutare, salutare! Salutare! A venit clipa cea mare, plecăm în sfârșit în croazieră. Hey, nu mai știu care e vasul, cred că... A, ăsta este! Lăsăm bagajul aici. Make sure you have your passport, your boarding pass. Yeah? I take your luggage from here. Încercăm să ne trezim, să ne dăm seama exact care sunt procedurile, ce urmează să facem, pentru că am ajuns în port. Trebuie să facem check-in-ul acum și apoi să ne îmbarcăm. Și am emoții. Priviți câtă lume este. Teoretic am fost programat să venim aici între ora 1 și 1 și jumătate. Dar văd că toată lumea a venit la ora asta. Sau, mă rog, toată lumea a fost programată în același timp cu noi. De afară părea a fi foarte gol și că nu e multă lume. Dar îți dai seama cum e pentru navele mari. Apropo, nava noastră, să știți că are o capacitate de 2000 de persoane, că am citit cu atenție. Nu 5000, dar chiar și așa, multă lume. Am super mare emoții de fiecare dată la check-in și mă bucur abia după ce știu că am terminat toate formalitățile și că sunt bună de îmbarcare. Ne-au verificat vaccinurile, testele negative. Hi. Welcome, welcome. Thank you. Și acum, welcome, welcome. Toată lumea e foarte drăguță cu noi. Cred că aici ne putem poza. Dacă vrei cu vasul. Avem emoții, avem un gol în stomac. E o senzație pe care n-am mai avut-o de mult timp. Abia așteptăm, vă luăm cu noi. Ideea este că noi am ajuns printre ultimii la îmbarcare și acum urmează să urcăm în navă. Stați așa. Foarte rapide au fost formalitățile. Bine, am stat mai mult la coadă, am așteptat. Aceasta este nava Vision of the Seas. Wow! Nu e foarte mare, mă așteptam să fie, știți cum vedeți în fotografii, cu multe, multe etaje. Cred că e un vas de dimensiuni medii. Vă spuneam că are o capacitate de aproximativ 2000 de persoane și a fost construită prin anii 97-98. Welcome aboard! Ia să vedem cum e. Oh la la! Asta este prima încăpere în care intrăm. E una dintre zonele comune, probabil un restaurant, o sală de spectacole. Într-adevăr, nu e un vas nou, se vede că e un pic mai vechi. Hai să stăm la coadă, să urcăm sau să coborâm cu liftul. Nici nu știm, suntem un pic pierduți. A, trebuie să coborâm, da, la 2. Arată super bine. Muzica răsună, o să fie distracție și încă ceva. Mă gândeam că noi vom fi printre puținii tineri de pe croazieră. Știi că se spune că, na, croazierele sunt pentru oameni mai în vârstă. Am văzut familii, tineri. Am urcat în lift. Chiar acum mă gândeam că prima încăpere îmi amintește de hotelurile și de cazinourile din Vegas. Seamănă așa, aduce puțin ca design. Mai interesant liftul, are sticlă. Ia să vedem. E panoramic. Panoramic, vedem nava de aici. Vezi nimic. Trei. Ah, ok. Deci sunt 11 etaje și noi suntem la etajul 2. Mamă mia, suntem chiar aproape de baza navei. Arată ca în Titanic. Da. Exact. Oricum e foarte curat, dar sunt extrem de curioasă să văd cum arată camera noastră. Noi am optat pentru varianta cu geam. Am găsit camera, vedeți că e un afiș că a fost dezinfectată și curățată pentru noi. Dă-te puțin la o parte. Puș. Hai că noi avem toate bagajele. Dar ce cameră! Băi, da! Mă gândeam că e un gemulez din acela super, super mică, nu vezi absolut nimic. Am avut de ales între trei variante. O cameră fără geam,
camera aceasta cu geam și cea cu balcon nu mai era opțiune că nu mai erau disponibile. Cred că asta este cea mai micuță cameră în care am stat noi vreodată. Bine, nu se pune autorulota, seamănă cu autorulota ca design, dar nu încăpeam amândă. Ia să vedem ce avem aici. Baia. Aceasta e baia, avem o cabină de duș decentă, îmi place ca dimensiune, prosoape, toaletă, chiuvetă, o oglindă mare. Nu ai nevoie de mai mult. Nu ai nevoie, e perfectă. Nu știu de ce, dar mi imaginam că e foarte mică baia. Ok? Și cred că aici este dulapul. Să ne punem noi hainele. Hainele, da. Oh, uriaș. Vestele de salvare. Ce nu vezi din camerele de hotel normale? Da. Asta nu. Laundry service. Trebuie să vedem exact, cred că se plătește laundry, cel puțin așa știu. Acolo sunt niște instrucțiuni cu privire la folosirea vestelor de salvare. Băi, sper să nu fie nevoie, Doamne ferește. Da, aici avem un telefon, probabil că putem suna la recepție sau putem suna pentru anumite servicii. Sună-ne pe fiță. O oglindă uriașă, îmi place. Dar toată camera asta are oglinzi. Avem și televizor. Nu pot să cred. Și biroul, budoar, cum vreți să-i spuneți, arată extrem de bine. Avem tot felul de spații de depozitare. Și un safe aici în interior există. Ia să vedem, sertare. Da, teoretic o să ne punem lucrurile aici, pentru că 10 zile cât stăm, trebuie să ne organizăm, fiind spațiul așa de mic, o să ne împiedicăm. Bun, de aici putem să ne setăm temperatura. Nu-mi place că e un pic cam frig în momentul ăsta. Altă oglindă. Hey! E ca să ne spațiu. Da, exact. Aici e o canapea cu o măsuță. Patul pare destul de confortabil. Hai, Ion, îl testezi? Da, hai. Oh, dar e confortabil, Andres. Da? Sunt două saltele. Bine, ceva? Într-adevăr se vede că e un vas mai vechi. Da. Ceva nou. Nu am ales croaziera în funcție de vas, ci în funcție de destinațiile în care ajunge. Va fi interesant pentru că o să vedem valurile aici. O să ne bată valurile în geam. Într-adevăr, este cam vechi vasul, dar are multe călătorii la activ. Da. Ah, e ok, sunt mulțumită de cameră, îmi place. Avem și niște tablouri. Ne descurcăm cu spațiul ăsta, nu știu cât are, 10 metri pătrați? Da. Cam așa. Da, ne instalăm și apoi mergem să vedem cum ne primește nava, ce găsim la bordul ei. Mergem în recunoaștere acum. Zici că ești un cocoș. Mamă mea, dar avem de mers până la lift. Ce nu-mi place mie e că trebuie să purtăm măști în interior. E oricum spațiu e mic, îți oferă așa o senzație de claustrofobie. Da, e cam aiurea. Bine, nu am nicio problemă, vă dați seama, dar resimt. Da, dacă ieși afară, probabil că poți să ți-o scoți. Da, vrei să ieși în beau pânte? Mamă mea. Hai să vedem, bagajul nostru a ajuns? Doina, hold on, just hold on. Thank you. Okay. Ia să vedem de ce experiență avem parte astăzi. Avem și o sală de spectacole, probabil că aici o să mergem zilele următoare. O piscină cu un ecran uriaș. Nu-mi dau seama exact cum să căutăm. Avem foarte multe activități, o să vi le prezentăm pe rând. Nu știu dacă în vlogul acesta sau în cele ce vor urma. Și acum ieșim pe punte. Mama mia, dar ce senzație îți dă! Mă sperie! Da, eu credeam că așa o să mergem noi. Și în poze așa arăta, într-adevăr, na. Îmi dă o senzație foarte ciudată să mă aflu aici pe punte, că îmi dau seama că văd mare așa și... Te dai seama dacă erai pe celălalt? Ai, mă sperie un pic gândul. Aici sus se află bărcile de salvare, asta este una dintre ele. Vântul potrivit este oldies but goldies. Se pare că avem și casino aici, uriaș de altfel, deci dacă te plictisești, poți veni aici liniștit. Și cine știe, câștigi? Bani. Nu! Bani. Da, mă rog! Oh! Piscina, șezlongurile... Arată bine! Bar, poți să bei o margarita, să dansezi aici dacă vrei. E drăguț! Da. Ah, cineva cântă acolo, muzică live. Băi, foarte tare! Exact ca în filme! Ion, dansezi? După un mojito. Îți foarte fain pereții ăștia de sticlă, că practic o să vedem tot. Here
pam, pam, am gătit bufetul. Bineînțeles, să ne retragem aici, să mâncăm și noi. Arată bine, înțeleg că se mănâncă foarte bine pe vasele de croazieră, multă mâncare, probabil că o să plecăm cu câteva kilograme în plus. Pâine, fructe, brânzeturi, salam. Putem să ne construim o salată dacă vrem. Avem și paelia, piure, legume trase la tigaie, nu-mi dau seama ce se află în această cratiță. Porumb fiert, mama mia, dar câtă mâncare aici, cred că este pui, cartofi și ăsta este porc și pe partea cealaltă mai e încă pe atâta. Bufetul este uriaș, în zona asta găsim mâncare asiatică și italienească. Arată foarte bine. Dincolo sunt cozile mult mai mari pentru că zona asta e mai ascunsă puțin. Zona asta se numește The Market Cavalry, dar nu-mi dau seama exact ce se întâmplă. Probabil că îți gătește pe loc ceva, se întâmplă ceva. Oricum, o să le testăm și noi pe rând. Multă, multă mâncare. E un fel de all you can eat, all inclusive, cum vreți să-i spuneți. Cafea avem, tot felul de sucuri pe care putem să ni le luăm. A, și în zona asta mai e mâncare. Ah, aici s-a închis. Să vă arăt și secțiunea de dulciuri. Practic e o insulă în mijlocul restaurantului cu foarte multe prăjituri, ciocolată, ce bine arată. Cred că ăsta este un fel de cheesecake. Ce să alegem, ce să alegem? Spuneți voi. Am un talmeș balmeș în farfurie, vită, cu curry, paelia, cu fructe de mare, pepene galben și aici am încercat să-mi încropesc eu o salată, dar nu mi-a ieșit. Eu înșalat piure, porc și pui. Ideea este că o să mâncăm aici. Știi cum e tentația când vii la All Inclusive, spui, a, nu mănânc mult, dar până la urmă tot vrei să guși din aia și din aia, că și eu nu știam ce să-mi pun. Da, e foarte frumoasă priveliștea și cam așa o să arate, cu excepția navelor pe care le avem noi în jur. Va fi frumos, într-adevăr, și încep să mă obișnuiesc cu ideea. Poftă bună! Avem aplicația Royal Caribbean, de care vă spuneam adineauri. Putem vedea harta acestei nave, putem să o explorăm îndeaproape. Dar ce vreau eu să vă arăt e faptul că aici, pe activități, putem vedea evenimentele ce au loc astăzi și unde. Cred că ăsta este un atelier de colorat. Aici e o zonă de distracții. Putem merge la piscina principală, unde am fost și noi adineauri. Sau putem face cățărări pe deck 10. Sail Away Party are loc acum, probabil, ia să vedem. Da, la ora 4, adică în 45 de minute începe, probabil când pleacă nava, are loc o petrecere. Putem să ne facem o caricatură dacă vrem. Păi, foarte multe activități. Avem ore de aerobic, dacă vrem să mergem, putem opta și pentru tenis, dacă ne pasionează volei. Aici cred că e zona de restaurante. Sunt unele a la carte și bufetul la care am venit noi acum. Ce vă prezint acum sunt doar activitățile ce au loc astăzi. Avem cursuri de dans, latino music, hip-hop, un atelier, din câte îmi dau eu seama, seminarii. Wow, super interesant, nu mă așteptam și acum uitându-ne pe harta asta ne-am dat seama că nava este destul de mare, în sensul că noi n-am văzut decât 5% din ea. Cred că ăsta este teatrul principal, unde au loc spectacolele, cazinoul și asta este zona centrală. Probabil putem merge și la filme. Da, cam asta e în mare, voiam să vă prezentăm, bineînțeles că n-am mâncat tot din farfurie, urmează desertul. Avem băuturi gratuite de la dozatoare, inclusiv apă. Citisem că e foarte, da, un all inclusiv, exact. Citisem că e foarte scumpă apa, dar cea îmbuteliată, probabil că este costisitoare. Doar că fără gheață e ciudată, e caldă, e călduță, zici că e ceai, nu știu, n-am știut că trebuia să-mi pun și gheață. Mai stăm aici, admirăm și apoi mergem la petrecerea de lansare a croazierei. Data viitoare o să mergem cu Wonder of the Seas. Bufetul a și fost strâns între timp cât am mâncat noi, probabil că sunt anumite ore când poți veni și lua prânzul, nu oricând. Nu-mi dau seama ce reprezintă acest sunet. Voiam să vă arăt pista de jogging. Teoretic, dacă vrei să alergi, o poți face aici, dar nu cazi, oare nu te dezechilibrezi? Glumesc. Vedeți că sunt mai multe spații pentru jacuzzi, piscina în sine cu foarte multe șezlonguri, sus, jos, depinde unde vrei să stai. Da, arată interesant, îmi place, chiar îmi place. Acum ne este făcut instructajul de siguranță și securitate, ce trebuie să facem, ce nu trebuie să facem. Voiam să mai precizez un lucru și anume că nu predomină americanii aici, cel puțin am întâlnit foarte mulți europeni, ruși, foarte mulți polonezi, am auzit
britanici, practic oricine poate veni. Da, nu ne-au întrebat de viză, au zis că ok, probabil că ați intrat în America cu viză, deci nu contează dacă. Da, pașaportul, testul și vaccinul, atât. Vedem la întoarcere cum va fi, pentru că atunci o să trebuiască să trecem de biroul de imigrări din nou. E fain, îmi place mai mult în zona asta pentru că e mai retrasă și ai mai multă intimitate. Ne luăm și noi un cocktail, venim aici la apus. Adie briza și e un sentiment foarte plăcut și îmi dau seama cât de fain e să ai o cameră cu balcon încât să simți asta de acolo, în fiecare moment, când vrei. Take it away, Mr. DJ, let's get loud! Ion a zis că se simte ca în Bulgaria. Asta este petrecerea de lansare a croazierei. Nu ne înțelegeți greșit, ne place foarte mult vasul pe care suntem. Este cel mai vechi din flota Royal Caribbean, dar ne uităm cu jind la Wonder of the Seas, pentru că e mult mai mare, are o capacitate de 6300 de persoane și e foarte multă distracție acolo, multe restaurante panoramice, un parc de distracții. Data viitoare o să știm, important și pentru voi, atunci când vă luați o croazieră, uitați-vă și la navă. Bine, v-am spus, pentru noi contează mai mult destinația. Și să vă spun un secret, acum m-am panicat puțin, pentru că mi-am dat seama că vom sta 3 sau 4 zile doar pe mare și mă întrebam oare ce fac, o să mă plictisesc. N-am cum? E un oraș pe mare, într-adevăr, pe Marea Caraibilor, doar că eu nu sunt obișnuită să stau, asta e problema. Da. Capitanul a pornit motoarele, semn că plecăm. Yay! Am emoții. Sunt foarte curioasă cum va fi prima noapte, primele zile, știi, până te obișnuiești cu mișcarea. Da? No? Și ne mișcăm, nu se simte nimic. Bine, aici nu sunt valuri, e apa mică. Dacă nu te uiți pe geamuri, dacă nu te uiți stânga-dreapta, nu îți dai seama că te miști. Exact ce a fost cu acea barcă, dar a încetinit și vasul nostru și cred că a urcat cineva. A fost ceva oficial în principiu. Ciudat oricum. Barca avea uniformă încetinit. Barca mică. A plecat, gata, nu simțim nimic, dar bine, aici nu sunt valuri. Sau dacă sunt micuțe, nu-ți dai seama că te miști. Ca și cum ai pluti așa, o mișcare foarte, foarte ușoară, insesizabilă. Sper să fie așa următoarele 10 nopți.
Mi se pare extrem de liniștitor să stai pe punte și să privești oceanul, stânga, dreapta, să vezi apă. E chiar o senzație care mi-aduce liniște și ne mișcăm puțin acum, sunt câteva valuri, dar e cât se poate de relaxant. Am ajuns în cameră, cred că avem o oră și jumătate de când am plecat. Sunt foarte curioasă ce vedem noi pe acest geam. Oh, valurile oceanului! Mamă mie, dar ce aproape suntem de ele! Și uite apusul! Și apusul, da, în zare! Se vede Miami! Mamă, ce privești! Ne cerem scuze pentru deranj, dar fiind camera atât de mică, n-avem unde să ne punem lucrurile. Ideea este că îți pregătesc patul, așa cum se întâmplă la un hotel de 4-5 stele, vin seara, și apoi îți fac curățenie pe parcursul zilei. Iar la sfârșit trebuie să-i lași bacșiș, bineînțeles, într-un plic. Este același angajat care vine și îți face curățenie în fiecare zi. De regulă îți alocă un angajat din țara ta, dacă există. Cred că fata care ne face nouă curățenie este din Vietnam sau Thailanda. Acum, mie îmi place priveliștea, nu mă sperie deloc. Probabil că atunci când vor fi valuri mai puternice și se vor izbi de geam, va fi altă senzație, voi avea altă părere. Într-adevăr, poza de pe site-ul lor este diferită față de realitate. Cu un geam rotund, destul de futuristă nava, știi? Na, e ok. O să vedem delfini? Balene aici, o să ne facă cu mâna. Hai că e super experiență. Super, super. Da. Mai stăm puțin și mergem la cină. Da, ne-am făcut rezervare la ora 8, vă explicăm acolo cum e și cu cina. E destul de complicat până ne prindem și noi. Noroc că avem prieteni care au mai fost în croaziere. Gândește-te că o să ne trezim mâine dimineață. Bine, o să tragem perdelele noaptea. Probabil că o să vedem și cerul înstelat. O să fie frumos, dacă va fi senin. Iar mâine dimineață o să tragem perdelele și o să vedem răsăritul din pat. Depinde în ce parte să depinde, fie. Da. În unele dimineți probabil că o să-l vedem. Am găsit pe pat această hârtie cu câteva instrucțiuni din partea celor de la Royal Caribbean. Ne precizează condițiile în care putem vizita insulele în care ajungem, pe baza certificatului de vaccinare, cu excepția insulei Santa Lucia, unde se pare că nu ai voie să te îndepărtezi de port, să ieși din port, fără o excursie achiziționată de la ei sau într-un tur aprobat de guvern. Și am primit și acest pliant cu câteva informații legate de ce se întâmplă în seara asta, cum va fi vremea mâine, la ce oră răsare soarele, la ce oră apune, dress code, dress to impress, drăguț. Și ce mai avem? Câteva informații importante, bineînțeles avem o listă cu restaurantele, cafenelele, uitați-vă câte sunt, cu programele lor. Avem mâine dimineață clasă de yoga, de aerobic, informații pe care le găsim și în aplicație. Am deschis televizorul și putem urmări posturile americane de știri, în același timp putem urmări în timp real unde ne aflăm și știu că poți să-ți urmărești cheltuielile. Ia, bine, diversele activități pe care le putem desfășura iarăși, le putem urmări aici, în cazul în care nu avem alte opțiuni, dar știu că poți să-ți vezi factura, de exemplu, hai să vedem. Uite, BBC, putem să ne uităm, deci suntem conectați la realitate, trebuie să vedem exact internetul cât ne costă. Pe zi? 20 de dolari pe zi. Ok. Ar fi frumos să mergem într-o croazieră și în Alaska. Fica Ion, trage televizorul mai în dreapta, că nu văd bine. Dar ce imagine ai în spate. Wow, vino, repede, repede. Ei, stați așa. Wow, ce frumos e. Superb. Și să mai văd zgârie norii din Miami, așa foarte, foarte puțin în zare. Wow. Cred că aici ar trebui să ne afișeze, mă rog, factura și informațiile personale, dar nu merge. Este singurul canal care nu funcționează. Mai așteptăm, poate zilele următoare avem noroc. Sau poate când cheltuim un ban, ne apare instant, se activează. Hei, hei, și am ajuns în zona restaurantului. Avem muzică live. Am trecut prin casino și era precum în Vegas, plin.
Am găsit restaurantul în cele din urmă. Sunt mai multe, doar că noi am achiziționat meniul a la carte la unul dintre ele. La restul va trebui să plătim o sumă standard, fie 50, fie 20 de dolari și mai există varianta bufetului. Dar, da, mergem în una din seri. Am ajuns la masă, avem aici datele chelnerului. De regulă se alocă un chelner din țara ta, dar pentru că nu au, probabil că de aceea avem chelneri de altă naționalitate. Trebuie să scanăm meniul și să vedem ce ne comandăm. Ion este speriat pentru că tocmai și-a achiziționat o croazieră. A plătit un avans de 200 de dolari, dar nu-mi dau seama la ce. Fără să vrea, se uita și el în aplicație. Deci mergem în Bahamas, gata, în croazieră. Aici am observat cât de mulți angajați sunt și am făcut așa un mic research și ar da cam un angajat la 2 oaspeți, ceea ce este foarte, foarte mult. Iar aici se simt valurile, se mișcă masa puțin, scaunul, e un sentiment ciudățel. Da, e un mic disconfort, să spunem. Ideea este că pe acest vas, cu o capacitate de 2000 de pasageri, sunt 765 de angajați. Mulți, foarte mulți. Da. Este în evidență aici. A venit mâncare, eu m-am luat la aperitiv o supă de roșii. Arată interesant, cu cașcaval deasupra, o supă franțuzească. Haideți să vedem cum e. Acrișoară foarte bună, foarte, foarte bună. Chiar aveam nevoie de supă. Iar eu mi-am luat un platou de brânzeturi franțuzești. Arată binișor, mă așteptam să fie un pic mai bogat. Brânzeturile chiar sunt franțuzești, sunt foarte, foarte bune. De mult n-am mai mâncat ceva atât de bun și strugurii sunt excelenți. Da, îmi place. Felul principal, porția este uriașă. Chiar mă gândeam acum, în timp ce ne serveau mâncarea, că sunt foarte atenți, vin, te întreabă cum e. Bine, e spiritul american, dar un pic parcă dus mai departe. I-am luat somon, a venit piure și cu un sos galben, nu știu ce sos e ăsta. Hai să vedem. Foarte bine gătit, dar nu-mi dau seama crusta asta din ce e, pentru că e un pic crocantă. Spui că e pesmet. Nu-mi dau seama exact. Ia să vedem piureul. Mi-a băgat eu în camera în față. Foarte, foarte, foarte bună combinația. Nota 10 cu felicitări. Ion și-a luat friptură, ca să vedeți. Eu sunt mai rafinată seara asta, am luat friptură sau steak de vită. Arată bine până acum și e cu un sos, sper să nu fie barbecue american pentru că nu prea îmi place. Mai am niște crochete din cașcaval pe lângă. Nu e barbecue, e un sos de roșii cu piper. Interesant, da, foarte bun. Friptura bună, nu e cea mai bună, cel mai bun steak pe care l-am dat eu, dar ok. Thank you. Warm apple with vanilla ice cream. Ah. Arată foarte bine, mi-am luat cheesecake, doamne, deci în 30 de minute am mâncat aproape, mă rog, două feluri de mâncare și urmează desertul. Băiatul care ne servește pe noi e din Filipine și era impresionat de faptul că noi am fost în țara lui, în Palawan, în Bohol și chiar spunea că el s-a născut în Manila, dar nu a ieșit decât o singură dată din oraș. Hai să vedem ce gustare. Royal Caribbean Cheesecake. Foarte bun, cremos și un pic acrișor. Nu e dulce deloc, adică nu e cheesecake-ul așa dulce care... American, da, exact. E foarte bun, delicios, mama mia. Deci sunt impresionată de mâncarea de pe vasele de croazieră. Vacanța mea, nu trebuie să caut restaurante, hoteluri. Excursii banale, să mai caut zilele astea. Hai să vedem ce și-a luat Ion. Ion și-a luat plăcintă cu mere și înghețată. Ah, v-am surprins, nu? Ce le-ai amestecat steak da, cu... Da, cu toate alea. Bine, prăjitura asta nu știam ce să-mi iau. Vreau să-mi iau tot cheesecake, dar ospătarul nostru ne-a spus că prăjitura asta e preferata lui. Așa că am ales-o și eu. Prăjitură cu mere ca în România. Același gust, aceeași textură. Nu știu dacă am spus, dar noi avem aceeași masă în fiecare seară și același ospătar. Deci încă 9 seri de acum înainte o să venim și o să ne vedeți probabil în fiecare vlog la aceeași masă. Și după ce am luat cina, am promis că duc pe Ion la o petrecere. O să cânte Andreea, o să-mi danseze Latino music și apoi mergem la karaoke. Sperăm să ne iasă. Am găsit și o galerie de artă în cadrul vasului. Aici avem o cafenea, de unde putem să ne luăm și câte un sandwich, produse de patiserie, contra cost, că nu intră în prețul biletului nostru. A, suntem în mall acum. Oh, două sticle la 75 de dolari.
50 e sticla asta de tequila, 2 sticle de vodka, 60 de dolari, țigări, 48, cred că e un cartuș. Și dulciuri, 3,95 costă KitKat. Da, practic, dacă ți este poftă de ceva și vrei să-ți cumperi, ai posibilitatea. Giorgio Armani, Dior, Calvin Klein, Estée Lauder, putem să ne cumpărăm și cosmetice, parfumuri. Cât de tare! Hai! $110 acest parfum, Paco Rabanne Million, $84. Putem să ne cumpărăm și haine dacă vrem. Bine, sunt branduite Vision of the Seas. O șapcă costă $45, un tricou polo $60. Ce mai avem? Cât e hanoracul? $32. Cămașa asta e fix de croazieră, de Caraibe. $50. Putem să ne completăm. Eu mi-au o rochie, da, ne asortăm. Rochia asta cât costă? Nu-mi place materialul, în schimb. E $55. Șlapi. Și uite, poți să-ți iei și o șapcă. Și putem să-i luăm și unui copil, nu al nostru, că noi n-avem. Șapca aceasta e drăguță și e redusă de la $20 la $9.20. Ah, cred că e de fete mai degrabă, cu floricelele alea roz. Păi, nu știu ce să zic. Da, da, da. Cămașa asta nu e de fete. Nu, cămașa nu. E altceva. Bine, asta e chiar drăguță. Nu? Avem și bijuterii aici pentru toate gusturile, ceasuri. E un adevărat mall. Nu mă așteptam să găsim chiar atâtea lucruri și genți. Guess. Foarte interesant. Deci oamenii ăștia au gândit totul în detaliu. Ochelari de soare, Ray-Ban. Și acum ne-am pierdut, că nu știm unde ne aflăm exact. Urmează DJ Rob. Dar mi se pare că e foarte gol la ora asta. Ah, ăsta este teatrul. De obicei aici au loc spectacolele. Vedem și noi ce ne așteaptă. Ce drăguț arată, wow! Ce mare e! Uriaș, dai seama să găzduiască probabil toată lumea care e pe vas. Scaunele sunt din piele, există un suport pentru pahar la fiecare scaun și abia aștept să văd ce spectacole vor avea loc aici. Să ieșim. Nu înțelegem exact jocul ăsta, dar sunt adresate întrebări, oamenii scriu pe bilețele răspunsul și apoi le citesc. Probabil că există și un premiu la sfârșit. Some of you answered my kids. Am deslușit misterul, acest joc se numește Majoritatea decide. Sunt adresate mai multe întrebări, fiecare scrie pe un bilețel, apoi sunt aduse aici, citite și răspunsul cel mai des întâlnit se pare că este câștigător. Ia să vedem cel mai bun film. We're cruising folks, okay? Please not write on the paper Titanic, okay? Top Gun with Tom Cruise, with Harry Potter. Who is Harry Potter's fans here? Harry Potter, great. We also have Lion King, Gone with the Wind, Clark Gable, very nice. And Forrest Gump here, Tom Hanks for 30 Dancing. All right. But the majority, ladies and gentlemen, answered Stonewalls. Sometimes I feel good. Sometimes I feel you, loving you, darling, makes me so confused. I keep on falling in and out of love with you. Acela
același timp au loc mai multe spectacole pentru toate gusturile. Deci în fiecare seară aici poți alege. Vii la concertul de pian și voce, apoi te duci la majoritatea, decide dacă vrei după 10 minute. Acum am ajuns într-o sală în care probabil că are loc un concert. Cam așa arată. Și sunt foarte apropiate sălile unele de altele. Tocmai s-a încheiat seara latino și urmează karaoke. Domnul este din UK. Acum urmează una dintre piesele mele preferate. Let's go, guys. We gotta hold on for what we've got. It doesn't make a difference if living on a prayer. Take my hand, I'll make it, I swear. Anything you want, you got it.
Bună dimineața din a doua zi de croazieră! Bună dimineața, dragilor! De fapt, este prima zi de croazieră full. Întrebați-ne cum am dormit! Cum am dormit? Foarte bine! Da, s-a dormit foarte, foarte bine. Abia am întrezit la micul dejun. E senzațională experiența, ne place mult. O să vă facem acum un rezumat la ce s-a întâmplat de când am îmbarcat până în dimineața aceasta. Poate că n-ați înțeles mare lucru din filmulețele postate până acum. Am încercat noi să surprindem esența vasului. Sperăm că am reușit și emoțiile noastre în același timp. Curiozitatea, de fapt, că eram foarte curioși cum arată. Așa, vreau să punctez legat de somn. Deci nu simți absolut nimic. Eu sunt o persoană cu rău de mișcare, cu rău de mare, să spunem. Am fost sfătuită să-mi cumpăr pastile. Am uitat, evident. Și atunci mai era varianta să le cumperi de aici, de pe vas, la suprapreț, dar nu am simțit absolut nimic. Aseară, foarte târziu, cred că undeva pe la ora 12, în momentul în care stăteam în picioare, în cabină, simțeam așa puțin cum se mișcă vasul, pentru că erau valuri puternice. Dar nimic deranjant. Nimic deranjant. Și dormi așa de bine pentru că, na, se mișcă cât de cât, nu-ți probabil dai seama. Probabil că sunt și niște sentimente care vin din copilărie, când erai legănat, când erai mic. Da, exact. Ne-am trezit, ne-am făcut curaj să ieșim la micul dejun, care apropo este foarte bogat, există o diversitate mare de mâncare, de la fructe până la ouă, până la croasante, mâncare asiatică. N-am mai filmat, dar filmăm mâine dimineață. Ideea este că nu e aglomerație. Oricum avem 3 ore de la micul dejun, de la 7 la 10 și jumătate. Timp destul. Berechet. Noi am găsit acum un loc foarte liniștit, pentru că majoritatea oamenilor sunt la piscină. Avem 2 piscine, apropo, nu una singură. Sunt tot felul de petreceri acolo, cu DJ, se cântă muzică live, e gălăgie și de aceea ne-am retras puțin aici. Acum suntem în fața navei, fix pe punte. Noi stăm la etajul al doilea și suntem undeva pe mijlocul navei. Am înțeles că dacă ți iei cameră undeva în față, e mai rău, să spunem așa, pentru că simți valurile. Dacă stai în spate, doar în momentul în care accelerează nava, e posibil să simți ceva. Dar cred că noi suntem poziționați foarte bine și camera noastră a fost alocată în mod aleatoriu, deci noi nu am cerut absolut nimic. Nu, dacă era să alegem noi camera, trebuia să plătim un extra cost. Apropo de camere, sunt 3 variante: fără geam, cu geam și balcon. Noi am ales varianta de mijloc. Cred că am plătit în plus față de varianta fără geam $200. Camerele cu balcon nu mai erau disponibile. Ne-ar fi plăcut să avem o astfel de experiență, dar promitem că în următoarea croazieră o să stăm acolo. Vă spuneam la cină că Ion a pus un depozit de $200 pentru următoarea croazieră. Semn că o să mai mergem în una. În timp ce așteptam aseară să intrăm la cină, avem telefonul deschis pe aplicație și am văzut acolo, da, o secțiune viitoarele croaziere. Și am apăsat, mai apăsat încă o dată și atunci am plătit un depozit de $200 pentru următoarea croazieră. Acum, la ora 3, avem o ședință cu cei de aici. I-am băgat în ședință. Pentru că nu știu cum funcționează. Din ce am citit eu, cei $200 sunt pentru croazieră ce vor avea loc peste 2 luni, dar noi plecăm de aici, așa că vedem exact. Și în plus, nu sunt returnabili acei bani. Pe bune? Da. Asta nu știam. Mama, ai acum făcut un cadou celor de la Royal Caribbean de $200. Astăzi am achiziționat un pachet de internet pentru o zi, să-l testăm, să vedem cum e, și aveam nevoie, bineînțeles, dar dacă alegi de la început să-ți iei pentru toată perioada croazierei, e mai ieftin. Așa că noi am plătit astăzi $35 pentru 24 de ore de internet, cel mai rapid. Dar din fericire, din ce am văzut noi, merge să urci. Am urcat chiar un story pe Instagram, pe Facebook. Instant, cu știu vlogurile, dacă nu, se pot. Nu, am încercat să fac un test de viteză, nu merge, nu funcționează, nu pot să-mi dau seama ce viteză există. Dar cam acesta este costul internetului. Partea bună este că ți achiziționezi un pachet de internet și poți folosi 4 device-uri, dar nu simultan. Trebuie să te deconectezi de la unul și te conectezi pe celălalt. Ceea ce nouă ne convine, deși e un pic cam costisitor, dar da, stă puțin Andreea, mă conectez și eu și tot așa. Înțeleg că e una dintre cele mai frumoase croaziere pentru că ajunge în destinațiile de top, să spunem așa. Am mai întrebat și noi oamenii care sunt pe vas, care au experiență. Unii călătoresc în acest stil de peste 20 de ani și mi se pare uimitor. Sunt atâtea de făcut pe vas că eu mă panicasem ieri. Ce o să fac atâtea zile? Unde mă duc? Efectiv, din oră în oră ai câte un eveniment în 4 locuri diferite. Ai pistă de alergat, ai sală de fitness, 2 piscine, casino, mall, centru de spa,
tot ce vrei. Restaurante, ai vreo 4 sau 5 cafenele. Ideea este că eu astăzi dimineață trebuia să mă trezesc la o clasă de pilates și nu m-am trezit pentru că am dormit foarte oricum bine. Oricum eram și foarte obosit. Da, dar promit să filmez experiența asta. O să mergem mai târziu. Sunt tot felul de seminarii, cum să-ți îngrijești pielea. E un seminar de acupunctură și îți fac o demonstrație dacă vrei. Tot felul de provocări, de jocuri. Dar nu am precizat cât am plătit noi pe această croazieră. Exact. Atenție, pentru că noi am cumpărat-o cu 2 săptămâni înainte, am ales varianta de mijloc, adică nu cea mai ieftină dintre ele. Am plătit $1,996 2000 de dolari cu taxe incluse. Noi am cumpărat direct de pe site-ul companiei pentru a evita intermediarii. 10 nopți, $2,000 totul inclus. Cazare, mâncare, distracție. Numai excursiile incluse, da. Dacă, mă rog, în momentul în care cobori de pe vas și vrei să mergi în excursii particulare, să te distrezi, atunci plătești suplimentar. Și nu sunt incluse băuturile alcoolice, cocktailurile, berile sau alte cele. Da, dar poți să intri cu 2 sticle de vin de persoană sau da, de cabină. Așa am înțeles, așa am înțeles, da. De cabină probabil. Uh-huh. Noi n-am venit cu nimic la noi, dar ai apă la discreție, ai acele dozatoare, poți să-ți cumperi contra cost apă în butelie. Cafea la discreție. Înghețată la discreție. Eu n-am mâncat nicio înghețată, uite. Nici eu. E o vacanță all-inclusiv, dar altfel, pentru că ai posibilitatea de a explora insulele, locurile în care ajungi. Îmi place mult și îmi place vremea asta, o ador, și mirosul oceanului și faptul că vezi valurile, vezi oceanul în depărtare. E o imagine nemaipomenită. Senzațional. Oricum, noi o să încheiem vlogul ăsta aici și urmează noi experiențe de pe acest vas de croazieră. Acestea fiind spuse, propun să ne bronzăm, să ne bălăcim, să mâncăm, să dormim, să citim, nu știu, ce pot să faci în această vacanță minunată. E o vacanță și pentru noi, dar și pentru voi, bineînțeles. Ne vedem cu prima destinație acestei croaziere, o țară cu totul și cu totul inedită, extrem de periculoasă, așadar urmează super experiențe exotice, insule de vis și momente pe care sunt convinsă că nu le vom uita și care vă vor încânta pe voi. Marca Haihui 2.